Angelina Jolie a reușit să-și sperie din nou fanii cu ultima sa apariție în public. Actrița a slăbit enorm în ultima perioadă, iar acest lucru se poate vedea pe chipul ei. Se pare că fosta soția lui Brad Pitt se confruntă cu fluctuații dramatice de greutate. La un moment dat, ea ajunsese să cântărească 40 de kilograme. Jolie, în vârstă de 48 de ani, este una dintre cele mai frumoase vedete de la Hollywood, însă acum a devenit atât de slabă încât fanii abia dacă o mai recunosc pe stradă. Fosta parteneră a avut o nouă apariție îngrijorătoare în public. Vedeta a fost surprinsă pe străzile din LA în timp ce mergea să viziteze o prietenă. Îmbrăcată simplu într-o pereche de pantaloni negri largi și cu pulover de culoare gri, la care a asortat o pereche de ochelari mari care îi acopereau toată fața, Angelina Jolie nu mai are nimic din strălucirea pe care o avea în trecut. Vizibil slăbită, nemachiată, vedeta poate fi confundată oricând cu o femeie obișnuită. Vedeta s-a schimbat total după despărțirea de Brad Pitt. Divorțul lor a fost unul mediatizat intens, iar custodia pentru copiii lor a fost dureroasă. Într-un final, cei doi au primit custodie comună pentru cei 6 copii ai lor. Jolie și Pitt au anunțat că divorțează în 2016 după 12 ani de relație. Au 6 copii împreună. Aveam 26 de ani când am devenit mamă. Întreaga mea viață s-a schimbat. Faptul că am avut copii m-a salvat și m-a învățat să fiu în această lume în mod diferit. Cred că în ultima vreme m-aș fi scufundat într-un mod mult mai întunecat dacă nu aș fi vrut să trăiesc pentru ei. Ei sunt mai buni decât mine pentru că îți dorești ca și copiii tăi să fie așa, a declarat actrița pentru revista Vogue.